concetățeni, astăzi este celebrată ziua Europei, aici la Chișinău. Uniunea Europeană este un partener și un vecin important pentru Republica Moldova. Am convingerea că trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi modalități de valorificare a potențialului comun, pentru a iniția proiecte care să fie în beneficiu tuturor. Astfel văd această oportunitate pe care o avem pentru a dezvolta parteneriatele între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Parteneri care să se respecte, care să împărtășească experiența trecutului și care să se confrunte cu provocările din viitor, pregătind în acest mod un viitor mai bun pentru toți cetățenii. Sunt sigur de faptul că avem foarte multe de făcut împreună în continuare, iar Republica Moldova va fi prietenă absolut cu toți, de la est la vest. Apreciem înalt suportul acordat de Uniunea Europeană și statele europene de-a lungul anilor. Cu regret, nu întotdeauna acest lucru a fost simțit din plin de către toți cetățenii simpli. Vreau sincer să mulțumesc pentru multiplele programe și proiecte care au fost sprijinite de către Uniunea Europeană aici, în Republica Moldova. Cu toate acestea, încrederea politică, economică, financiară acordată guvernelor de la Chișinău, în multe cazuri, nu a atins scopurile propuse. Coeziunea națiunii noastre nu se poate face fără contribuția diasporii moldovenești, aflată în multe dintre țările Uniunii Europene, care are rolul ei major în prezentul și viitorul statului Republica Moldova și în unitatea sufletească a poporului moldovenesc. În acest context, liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii noștri a contribuit în mod semnificativ la activizarea contactelor interumane și la cunoașterea nemijlocită a unor culturi diferite, dar și la intensificarea schimburilor comerciale, investiționale și tehnologice. Sunt sigur că modernizarea Republicii Moldova poate fi făcută în baza standardelor și celor mai bune practici ale Uniunii Europene. Știu că avem de muncit foarte mult pentru